Bună dimineața și bine v-am regăsit! Azi ne uităm cu atenție la jocuri, jocuri care pun în mișcare foarte mulți oameni, generații întregi. Și ca să vă conving că e vorba de generații, aici am adus lângă mine două exemplare ale generațiilor de gamer. L-am pe Darius. Bună dimineața, Darius, bine ai venit! Bună dimineața! Și Mihai. Bună dimineața! Bună dimineața! O să vi prezint îndată. Ei sunt aici pentru că astăzi vreau să vă vorbesc despre un joc nou-nouț, hai să zicem, nu neapărat, dar este o expansiune a lui StarCraft 2, care de acum ajunge de la ce variantă? Care a fost prima variantă? Ia spune, Mihai. Primul a fost Wings of... Primul, acum vreo 12 ani a fost StarCraft. Asta zici tu 12, sunt vreo 13. Da, 13, că ar fost. Joci de la început? Nu chiar de la început, dar prin 2000. De prin 2000? 2001, 2001, cam așa. 2001. Sunt deja 12 ani de când zic. Bun. Și astăzi StarCraft 2 trece la nivelul următor, la expansiune. Trece la expansiune Hearts of the Swarm. Expansiunea de la Wings of Liberty. Wings of Liberty a fost lansat acum de ani jumate, dacă ține minte bine. Și acum povestea avansează, merge mai departe. Avansează. Uite, mie mi se pare un joc foarte interesant, pentru că de când eram mai tânăr, mult prinde. Exact, care te prinde. Și întotdeauna am fost fascinat de jocul ăsta, dar niciodată nu l-am înțeles foarte bine. Eu nu sunt jucător, așa că am lângă mine un gamer din noua generație, are 9 ani. Darius, tu ai 9 ani. Da. Și în ce clasă ești tu? A treia. A treia. Și de cât timp te joci tu? De 4 ani. Adică încă dinainte de a ajunge la școală? Da. Și te joci împreună cu tati, tati te lasă? Da. Foarte tare. Deci tu ai 9 ani și tu ai? 31. Două generații de gameri care au venit să ne convingă că merită să joci StarCraft și că nu este un joc cu violență, este un joc pe care poate juca oricine. Ia să ne conectăm noi, Darius, ia. Mai ții minte cum ți-ai să dai click aici? Așa. Și o să vă arăt. În momentul ăsta, Darius, a început o campanie, sau... Ia Mihai, explică-ne tu. Joacă acum online cu... Bine, joacă contra calculatorului. Nu avem acum un prieten online logat să joace direct pe Battle.net. Deci, și... el ce face? Ce văd eu aici jos? Explică-mi ce văd. În momentul ăsta, acum e baza lui. Asta e baza lui. Darius. Ia să vedem baza ca lumea, ia. Ia trage de ecran, să o vedem. Păi... Uite, pasă în spate, să centrezi. Aici e baza lui. Explică-mi tu aici, ce văd în bază? În bază avem așa, Nexus e casa principală, să zic deci, așa. Asta cum ar veni primăria? Primăria, să zic. Și asta da? Ce face aici? Că văd că are așa o rază. Aici antrenează unități de atac. Deci aici se fac soldații, da. Unitățile de atac, așa. Acestea sunt niște apărări defensive, Photon Cannon. Așa. Acolo are o clădire pentru upgrade-uri mai în dreapta. Adică e un fel de casa fierarului, atelierul mecanic, să zicem. În dreapta de tot, se vede foarte puțin acum. Ia arată-ne mai în dreapta puțin, unde sunt upgrade-urile? Aici. Acolo, așa. Și ce faci tu aici? Ce upgrade-uri faci aici? Păi, fac la acum aș face soldați, îi fac mai puternici, mai... Rapizi? Da. Și mai rezistenți? Da. Și care este scopul? Ok, acum ați faci soldații, arată-mi soldații tăi, unde sunt? Păi soldații... În momentul ăsta e atacat. Acum ești atacat deja? Da. Ia, ce se întâmplă în momentul în care ești atacat? Uite, eram curios. Păi în momentul în care sunt atacat, vin alți soldați din baza cealaltă ca să mi-o distrugă pe a mea. De vezi că e cam viață, când îți faci și tu un loc, vine cineva să ți-l ia. Și acum, în baza ta, te atacă cineva, dar din câte știu eu, jocul ăsta sunt trei rase. Sunt trei rase, da. Da. Ce rase sunt? Ia povestesc. Teranul nu e prezent acum în Teran, joc. Așa. Protosul cu care joacă el. Tu joci cu Protos. Da. Și Zergul care îl atacă. Și Zergul care te atacă. Rasă. Și cine e mai puternic, Protosul sau Zergul, Darius? Protosul cu care joci tu. Bravo. Și iei bătaie data asta? Te descurci? Mai fost canon. Mai e greu. Mai greu. Nu mai minerale foarte multe. Deci, știi, care e rolul mineralelor ăstora? Că le văd tot timpul pe hartă. Mineralele astea fac, mă ajută ca să construiesc, ca să fac soldați, sunt ca și banii. Aha. De la noi. Și te duci și sap practic acolo ca să faci rost de bani. Da. Povestește-mi cum de reușește să te ține pe tine jocul ăsta. Din câte îmi povesteai, tu altceva nu mai joci. Da, ăsta e singurul care îl mai joc bine și singurul joc care l-am original și pot să-l joc online pe Battle.net. Adică ai plătit ca să-l joci? Da, am plătit. Se joacă online? Se joacă online. Și cât costă mai un joc de genul ăsta? Când l-am luat, eu l-am luat în prima zi când s-a lansat Wings of Liberty, a fost vreo 2.200.000. Ah, am dar înțeles. Acum expansiunea cam 1.400.000. Sau 40 de euro, echivalent la 40 de euro. 40 de euro. Am o veste pentru cei care își doresc să joace StarCraft 2 și vor să plătească mai puțin. Zilele astea e o promoție și este la jumătate de preț, exact primul nivel.
Wings of Liberty. Wings of Liberty la jumătate de preț până la lansarea Heart of the Swarm. Sunt tare curioși cum o să arate, o să fie foarte mulți jucători încântați în țara noastră, însă mai sunt și competitori pentru jocul ăsta. Ai auzit de League of Legends? Știu, de el am auzit. Sunt mulți prieteni de-ai mei care îl joacă. Uite, hai să vă arăt site-ul lor. League of Legends, am vorbit și noi despre ei și este gratuit. Te-a tentat să joci League of Legends? Ai auzit de el? N-am auzit. Nu? Până acum ai jucat doar ăsta? Da, și încă un joc. Ce joc mai joci? Se numește Warcraft. Evident. Dacă, bine că ai zis de Warcraft. Uite, spre exemplu, pentru Warcraft, dacă vrei să joci în rețea, există Dota. Ai auzit de Dota? Da. Na, și ai jucat Dota? Nu. Nu te tentează? Nu știu. Tot mai bun e StarCraft. Da. În regulă. Ce faci acolo? Câștigi? Nu, mai fac base. Mai faci un pic de baze, te mai lupți. De obicei, un meci de genul ăsta poate să dureze ore în șir, așa că o să lăsăm pe Darius să învingă aici ocupația zergilor, fie ca protosul tău să câștige. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit alături de noi. Iată cum arată doi jucători din viața reală, da? Ei sunt doi oameni care joacă în fiecare zi. Mai mult pe weekend joc acum. Mai mult pe weekend. În timpul săptămânii. Și vă distrage asta de la viața de zi cu zi sau ce? Nu, pentru? Nu. Pentru că nu joc. Ești bun la școală? Ai note bune? Da. Bravo. Foarte bine. Încă o dată le mulțumim invitațiilor noștri, Darius și Mihai, care au venit să ne convingă că nu e neapărat un lucru rău să te joci, câte vreme o faci cu moderație, nu? Da. Întotdeauna cu moderație. Informații despre noul Heart of the Swarm, expansiunea StarCraft 2, găsiți evident pe site-ul nostru it.știrileprotv.ro. Cam atât pentru azi, ne revedem mâine dimineață cu informații foarte proaspete despre un alt fel de joc, unul care provoacă și mai multă dependență. Vă spunem mâine mai multe.